Antrenorul genilor Laios Cristof este prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă după ce ieri dimineața a fost prins în flagrant în timp ce viola un copil de 14 ani. Potrivit polițiștilor, agresorul l-ar fi ademenit cu bani pe copil sub pretextul că vrea să-l ajute. Între timp au început să apară și reacții din rândul celor care l-au susținut de-a lungul timpului pe Cristof Laios. Printre aceștia și actrița Maya Morgenstern, care transmite că toată empatia, gândurile și ajutorul dat au fost aruncate la gunoi într-o clipă. Maya Morgenstern s-a arătat profund șocată de acuzațiile de viol îndreptate împotriva lui Christoph Laios, cel cunoscut în spațiul public drept antrenorul de genii. Celebra actriță a fost printre cei care l-au susținut și promovat pe Christoph Laios în activitatea sa, fără a fi conștientă de adevăratele sale intenții. Nu știu care este adevărul, nu vreau să răspândesc știri false, dar mi-e rău, mi-e rău fizic. Nu e prima dată, nu e prima dată când bunele mele intenții, dorința de a ajuta, solidaritatea, empatia, gândul bun sunt pur și simplu terfelite, aruncate la gunoi. Mi-e rău, a scris Maya Morgan-Stern pe Facebook. Postarea actriței a fost preluată și de regizoarea Chris Simion, care a vorbit despre urmele lăsate unui copil de un viol. Dau share la postarea făcută de doamna Maya Stern, pentru că e o obligație morală să semnalăm astfel de orori. În normele mele morale este o oroare. Violul unui adolescent este o mutilare emoțională și mentală. Știu victime care au trecut prin această traumă în adolescență și chiar dacă au făcut terapie și au asumat-o și au iertat agresorii, nu mai sunt oameni întregi. Cineva Într-o zi, le-a luat acest drept. Avocați, procurori, judecători, acționați, scrie Chris Simion. Iar Oana Popa, manager de proiect la ONG-ul Școala de Joacă, povestește că Laios avea un mod de a vrăji copiii. Scopul nu l-a știut, însă nimeni până acum. Deși mi-ați atras atenția asupra lui mai de mult că nu-i ok cum procedează în relația cu instituțiile care îl ajută și după ce mi-ați povestit cum va dezamăgit, am fost mai atentă și am văzut și eu niște nereguli și mai grave. Mai ales că am copii care vin la noi la spectacol și fac teatru la el în trupă. Am atras atenția și părinților acestor copii. Ceva îi ține acolo, nu-mi dau seama ce. Are un stil fascinant de a-i vrăji pe copii, iar copiii din spectru autist răspundeau la absolut toate exercițiile și rolurile exemplar, iar părinții erau și mai fascinați de el, vă dați seama. Degeaba trăgeam eu semnale de alarmă. E șocant. Chiar până aici nu am crezut că poate merge, scrie Oana Popa.